Bună dimineața, de fapt, bună dis de dimineața. Bună foarte de dimineață. Este ora... E 6 fără un sfert acum. Da. Un sfert, fără 10 fără aproape. Dar ne-am trezit minute. La 4. La ora asta chiar ne uitam acum, înainte să începem vlogul, să spunem că ne uitam și din oraș, adică sunt foarte multe mașini care circulă pe aici, foarte multă lume, e foarte populat orașul. Și ne întrebam de ce, e ora la care oamenii termină petrecerile și merg acasă. Eu nu înțeleg de ce oamenii ăștia nu sunt în față doar. Am ajuns la vârsta aia. Da. Iar noi nu suntem în față dorim pentru că astăzi avem o nouă experiență. Avem o experiență foarte interesantă. De-a lungul timpului ne-ați tot scris și aici pe canal și prieteni de-ai noștri apropiați ne-au zis: domnule, voi vă plimbați, voi ajungeți în punctul A, în punctul B, vă urcați mașină, vă e foarte la îndemână, dar eu dacă n-am mașină, dacă nu am permis sau pur și simplu nu vreau să plec cu mașina, ce fac? Ei bine, am găsit noi soluția. Intră pe platforma Get Your Guide și rezervă-ți o excursie de acolo. Noi pentru azi ne-am rezervat o excursie în Delta Dunării și o să plecăm dimineața să ne întoarcem seara. Punctul de întâlnire aici în piața universității pentru excursia care am ales-o noi. Ne ia cu mașina, ne duce până la nu știu exact unde, la intrarea în Delta. Acolo o să ne plimbe cu barca, o să și mâncăm ceva, o să ne ducă și înapoi. O să vezi toate astea pe parcursul vlogului. Ce vreau să scoatem în evidență faptul este că nu trebuie să te stresezi deloc, nu trebuie să ai niciun stres, ei se ocupă de tot, nu trebuie să conduci, nu trebuie să ai mașină, nu trebuie să ai permis, nimic, nimic. Intră platforma Get Your Guide, ia și tu o excursie de acolo, asta sau oricare alta, poți să-ți iei orice fel de excursie oriunde în lumea asta, chiar îți recomandăm, lăsăm link-ul aici în descrierea videoclipului, intră acolo și ajungi, să zicem, în orașul, nu știu, Bratislava, scrii Bratislava acolo și îți dă toate atracțiile turistice și tot ce poți să faci în orașul ăsta. Poți să-ți faci în orașul ăla, poți să-ți iei o excursie, poți să-ți iei o experiență, poți să-ți iei transfer de la aeroport la hotel. Nici nu se trece prin cap. Și dacă n-ai aflat de Get Your Guide până acum, o să lăsăm un link în descriere unde poți intra, poți accesa fie website-ul, fie de descarci aplicația sau ai în telefon să o ai la îndemână oricând. Noi stăm aici și așteptăm să vină mașina să ne ia, suntem la universitate, așa cum am spus. Uite ce drăguță! Da, e drăguță! E o reclamă la filmul ăsta la Netflix și uite cât de frumos au decorat, am văzut în oraș multe stații de genul ăsta. Așteptăm să vină mașina să ne ia și o să discutăm pe parcursul vlogului, o să-ți arătăm ce poți să faci și ce se întâmplă cu excursia asta. Trebuie să ne dezmeticim și da, un pic. Suntem un pic cam așa, adică e un pic cam pentru că nu ne-am dezmeticit pentru că încă dormim pe noi. Da, așteptăm mașina. După 2 ore de călătorit, am ajuns la o benzinărie și oprim aici pentru o pauză, o să luăm un cafea, mergem la toaletă. E bine și așa, nu? Să nu ai niciun stres, să nu conduci, să nu... Bine este... Bine, în general eu sunt princess passenger, ca să zic așa. Stai să arunc nimic. Rare ori conduc eu. Dar e foarte plăcut să stăm amândoi, să da. Povestim, să stăm pe telefon, să ne uităm la chestii. Hai să luăm o cafea. Trei ore și un pic mai târziu, după ce am mai moțăit un pic și am băut și o cafea, am ajuns la Tulcea, am parcat aici, uite mașina, la hotelul Delta. Și acolo sunt vapoarele pe care trebuie noi să ne urcăm. Am aflat că va fi o... Mergem încolo, nu? Am aflat că va fi o experiență diferită de ce am experimentat noi până acum. Pentru că nu va fi o barcă mică, va fi o barcă un pic mai mare, iar prânzul îl vom lua tot pe barca cu care ne plimbăm. Abia așteptăm să vedem ce ne așteaptă ziua da. De azi. Acum văd că mergem aici, înăuntru, în hotel. Noi am zis că vrem să mergem cu barca, nu să ne cazăm, nu? Hai să vedem ce se mai întâmplă. Gata, am aflat de ce a trebuit să mergem în hotel aici, pentru că aici se fac adunarea. Hotelul ăsta are mai multe vapoare aici. Ne-au dat și niște pliante cu Delta Dunării, unde e o hartă cu Delta. Pe lângă recepția hotelului este și recepția pentru excursiile de pe și o să mergem să vedem pe ce vapoare ne îmbarcăm. Pleacă două vapoare acum, din ce am înțeles. Uite, sunt mulți oameni aici, aduși de 15.000 de firme din toată țara și o să vedem pe ce vapor ne îmbarcăm și noi. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, fără dure de cap, nu ne-am interesat noi, nu ne-am documentat noi,
băiatul care ne-a fost șofer, el s-a ocupat de tot, a venit aici la recepție, a vorbit, aveau rezervate toată treaba. Deci, noi doar ne-am prezentat. Exact. Și acum mergem împreună cu restul oamenilor. Asta este faleza din Tulcea. Foarte frumoasă. Dacă n-ai vizitat Tulcea, te invităm să o faci. Arată foarte frumos. Sunt multe, uite, restaurante încolo, așa. Inclusiv restaurantul lui Pațachim este aici pe faleză. Și te invităm să vii la Tulcea, să petreci un weekend aici, să faci excursie în Delta Dunării, pentru că e foarte frumos, iar undeva acolo e un monument, un parc și un monument și un pic mai sus, așa, și se vede foarte frumos orașul noaptea de acolo. Sau, uite, poți să-ți iei o cazare la unul dintre hotelurile astea care sunt pe faleză și ai o imagine foarte frumoasă asupra fluviului Dunăre. Sunt multe bărcuțe aici, sunt multe vapoare care fac tururi pe Dunăre mai lungi sau mai scurte, deci îți poți rezerva direct de la sursă de aici, dacă vii în Tulcea. O excursie. Iar am aflat, vaporul pe care mergem noi se numește Camela. Camela sau Camelia? Camela. Doamna cu Camela? Da, e unul dintre astea de aici. Trecem pe pontonul ăsta și mergem la Camela. Și jos, cred că e restaurantul? Da, probabil. Mai țin minte când am fost într-o seară aici și erau multe pisici pe margine. Nu, era un nene, de fapt, prima oară cu o pisică și dea la pește. Și noi ne-am, ia uite, m-a venit cu pisica de acasă să dea la pește. După care am mai mers și mai erau mai mulți neni cu pisicile lângă ei care dau la pește. Practic, pisicile au învățat că oamenii ăștia pescari le dau să mănânce. Pentru că stau la pește, da. Prin pește și, na, cei și mai micuți vin aici, de lor, da. Să vape. Vin aici lângă... lângă pe faleză. Știi și stau lângă pescari. Știi bine că Damian este super îndrăgostit de pisici, așa că gândește că toată ziua... Toată ziua să te acolo cu pisicile să le pisicească. Da, uite, vapoarele astea au sus loc să stai, iar jos este restaurant. Da, foarte drăguț. Hai să vedem care e anunț. Stăm. Gata, ne-am îmbarcat, ne-am ocupat locurile, în pole position aici. Trăgeam cu ochiul la barca de lângă. Deci cum e barca aia, așa e și a noastră. Par mai confortabile, parcă scaunele un pic. Scaunele mai frumoase, da. Un pic. Și acolo jos este restaurantul. Nu știm unde o să mergem. Încă nu știm unde o să mergem. Nici nu știm care este traseul. Dar e ok, că descoperi alături de noi totul. Descoperim împreună totul, da. Ideea este că, uite, în caz că te întrebi, sunt oameni în vârstă care vin, și oameni în vârstă care vin fără niciun fel de stres, pentru că excursiile astea nu, adică nu trebuie să-ți bați tu capul cu ce ajung, exact. Cum ajung. Și ăsta este motivul principal pentru care am ales genul ăsta de excursie, pentru că știm că sunt foarte mulți dintre voi care ori nu aveți mașină, ori nu vreți să călătoriți cu mașina proprie, ori nu aveți, nu știu, multe zile de concediu ori și vreți să plecați o zi. Da. Asta este excursie, te urci dimineața în mașină, vine, te ia, te plimbă, te duce acasă, iar tu nu trebuie să ai niciun stres mai departe. Adică ori vă e teamă și se adresează celor care le e teamă să călătorească, pentru că nu trebuie să ocupe ei de nimic. Da, nu trebuie să ocupe ei, să urcă în mașină și după aia ajunge aici, te duce ghidul la recepție, uite, te duce pe vapor, îți dă să mănânci. Totul este vorba aia, la un click distanță, chiar este literalmente la un click distanță. Se vor umple scaunele astea toate, cu siguranță, cred că uite, tot vin oameni, deci cu siguranță se vor umple. Știi la ce mă duce cu gândul? Că noi ne uitam pe... Când am fost la Budapesta, am făcut un tur din ăsta pe Dunăre la Budapesta și acolo erau vapoarele pline și eu chiar mă gândeam atunci, oare la noi pe Dunăre se fac așa de multe excursii cu vapoare atât de pline? Ei bine, iată răspunsul, sunt pline vapoarele, da, aparent, și da. Și să știi că am auzit foarte mult vorbindu-se limba română în jurul nostru aici, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți turiști români, iar dacă vii singur, singură, că nu ai cu cine să vii, îți faci aici prieteni, socializezi cu oamenii fără nicio grijă. Pe lângă vapoarele astea, așa cum spuneam mai devreme, pe lângă vapoarele astea mari, sunt și șalupe care fac excursii în Delta Dunării, mai lungi sau mai scurte. Poți să te urci pe o barcă din asta, pe un vaporaj mai mic, cu mai multe persoane, sau poți să faci o excursie privată, dacă vrei, găsești aici pe faleză o grămadă de oferte. Da. Așteptăm să plece vaporul, suntem entuziasmați! Am descoperit până la urmă că noi suntem pe vaporul greșit, ca să zic așa între ghilimele. Au plecat două vapoare. Unul este tur în limba română, unul este cu tur în limba română, iar acesta este cu tur în limba engleză. Acesta este cu tur în limba engleză, da. Deci e un lucru foarte important când îți rezervi. Noi am văzut de când am rezervat, nu prea ne-a păsat.
dar trebuie să te uiți de la început, să te asiguri că este turul să difezi în limba română, da. Limba română, dacă nu știi limba engleză sau pur și simplu vrei să fie povestea toată să fie limba română. Dăm cu spatele acum marșarier și acolo parcare e mașina și ne îndreptăm către Batul Tulcea, braț care se va despărți în două până la urmă, în Chilia și Sulina. Noi nu știu unde să mergem exact, că nu ne-a spus și nici n-am vrut să... Da, nu vrem să știm, pentru că vrem să fie o surpriză. Probabil că o să intrăm un pic în zona lacurilor și Damian după aia o să intrăm are mereu Chilia. Treaba asta. Când trebuie să, nu știu, să gustăm o mâncare, o cafea, ceva nou, nu contează. Și tot timpul mă pune pe mine să gust prima dată, dar îmi zice, fără spoiler, nu spune ce gustare, vreau să gust eu, să vreau fie să fiu prima surprins. Păi și ce nu e normal? Vreau să fiu surprins. Se pare normal că vreau să fiu surprins. Da. Uite, spuneam despre faleză, uite cât de frumoasă e faleza. Aici, bine, mă rog, mai puțin blocul la care e cu schele acum pe el. Dar e foarte frumoasă faleza, seara să te plimbi pe aici, sunt restaurante, sunt terase, acolo undeva, dacă nu mă înșel, este... restaurantul, nu, de albastru acolo este restaurantul lui Pațachin. La ăla albastru am mâncat noi, nu? Da, acolo este. Da, la ăla albastru. Văzusem lopețile alea acolo, cum le zice, de vâs lești. Lopețile spate de vâs lești. Acolo. Da. Și am crezut că acolo e. Și uite acolo în depărtare, nu se vede bine, acolo în depărtare, un cerc cu un zoom digital, este monumentul unde spuneam că urci pe un deal, scrie și Tulcea acolo sus. Se vede foarte frumos orașul, în special noaptea. Să vii, da, spre înserare, să prinzi și apusul un pic și după aceea orașul apusul, se terminează. Apusul se întâmplă în partea aia, așa, și e foarte drăguț. Frumos, da. Foarte frumos. Uite, deci eu zic că merită un weekend la Tulcea. Chiar noi am mai fost și chiar o să mai venim, chiar vorbeam acum, să mai venim și noi un weekend să ne petrecem aici, să ne plimbăm pe faleză, mai luăm excursie în deltă, mergem și mâncăm pește pe la terasele astea pe aici. Deci da, foarte frumos. Și acum vreo 2 ani, 3 ani, când am fost în tura de bicicletă? Acum 2 ani, 3 ani. Am fost într-o tură cu niște prieteni, cu o cașcă de prieteni în delta, de bicicletă și am traversat cu bacul, uite, pe partea asta altă pe aici și am mers cu bicicletele și am intrat, dacă îți imaginezi așa, o să pun o hartă cu delta Dunării, am intrat pe brațul de sus pe Chilia și am mers pe Chilia și am ieșit din delta pe brațul Sfântul Gheorghe. Am făcut nu știu câți kilometri, am stat vreo 5-6 zile, foarte mișto. Una dintre cele mai frumoase excursii. Foarte frumos. Da, frumos. Hai să vedem ce ne așteaptă și ce ne rezervă și excursia asta. Hai să facem și un tur al vasului care mergem. Uite, acolo este monumentul despre care spuneam mai devreme. Și orașul Tulcea a scris acolo frumos. Aici în față sunt niște scaune pe care poți sta dacă vrei să stai în față. Și hai să vedem cum se prezintă vaporașul ăsta. Seamănă cu alea care fac ture prin Herăstrău, mai că un pic mai mare. Da, uite, e toaletă jos aici. Au uitat oamenii ăștia să închide și ușa. N-avem voie să mergem pe aici ca să nu cădem. Toaleta. Și aici, uite, restaurantul, locul unde vom mânca. Da, e drăguțel, nu știu dacă putem să luăm ceva în plus față de masă, să ne cumpărăm noi ceva în plus. Dar o să aflăm dacă putem să luăm o bere sau ceva în plus față de ce nu aveai la masă. Și uite, se vede și mai încolo o bărcuță, mai vine și una din față. Cum spuneam mai devreme, sunt foarte multe tururi pe care le poți face, pe care le poți lua de aici din Tulcea și nu doar din Tulcea, din toate localitățile astea care sunt în zona asta aici, și din Brăila, și din Galați, și de la Murighiul, poți să faci ture cu vaporașul și cu șalupele. Bate vântul? Îmi ia peleria. Da, ne gândeam acum și povesteam. Ești puțin contrajur, dă-te puțin mai în spate, puțin mai în spate. Așa, gata. Și ne gândeam că, na, poate genul ăsta exact de excursie nu este neapărat ceva pe gustul tău. Cred că tot în partea asta, da. Așa, da. Nu cred că este neapărat nici pe gustul nostru, adică e mișto ca experiență, dar, na. Dacă ești pe canal la noi, știi cam ce gen de excursii ne plac nouă. Nu, ne plac astea mai sălbatice, suntem mai sălbatici noi, de-aia, la asta se referă Simina. Exact. Dar, na, dacă tu preferi, nu știu, excursii pe cont propriu sau alt stil, gândește că sunt poate persoane în jurul tău, prieteni, familie, nu știu, apropiați, cunoștințe, care au nevoie de imboldul ăsta de a ieși din casă și au teamă, poate, de a face pasul ăsta singurei. Și uite, poți să le oferi un sfat să-i îndrum către
genul ăsta de activitate, de excursie. Da. Vorbeam acum că noi am fost, ăsta cred că e al doilea vapor mai mare, așa, care a fost mai în delta. În rest, noi am mers cu bărcuțe din alea mici. Da. Și ne gândeam acum care e diferența între ele. Bărcuța mică intri, e mai wild, mai sălbatic. Ajungi intri pe canale, mai, da, pe canale mai micuțe, sălbăticie mai mare. Însă, în barca mică, dacă durează ore multe, nu ai toaletă. În barca mică, bărcuțe, astea mici, din astea mici nu au acoperiș, s-ar putea să te bată soarele în cap. Iar un dezavantaj este că dacă ai rău de apă, alea mai merg, mai te zdrângăne. În ăsta mare nu se simte. Adică cu ăsta e... Sunt și minusuri exact, în ambele. Exact. Cu ăsta ăsta nu poate intra pe canale micuțe, însă ăsta nu te bâltâcâie, nu simți că să valuri, nu simți nimic, are toaletă, nu, are restaurant. Autobuz vorbea, exact. Un autobuz descoperit. Exact. Pe apă. Da, apropo, ce se mai aude de autobuzul care merge și pe apă? Cel de la Giurgiu era sau la de Călăraș, unde? Am văzut o știre, am văzut o știre cu ceva timp, o să ne interesăm, să vedem dacă s-a implementat treaba cu autobuzul. Era un autobuz care intra în apă de la Călăraș, trecea partea altă la Silistra, traversa Dunărea. O să ne interesăm și dacă îl găsim, o să vezi vlog, bineînțeles. Clar. Am intrat pe un canal mai mic și mergem către niște lacuri, am văzut pe hartă. Noi am fost ultima oară, cred că anul trecut, în Delta Dunării și am fost cu o barcă micuță, am intrat pe canal, am văzut și pelicani. Poate da. Avem noroc și acum. Am văzut și pelicani, tot felul de păsări. Anul trecut am fost mult mai devreme și încă nu era viața asta în Delta atât de, nu știu, ieșită la viață, cum se zice. Nu era atât de verde, nu înverzise, era mai devreme. Acum ar trebui să fie mult mai spectaculos, avem și o zi foarte frumoasă, e cald, e senin, deci da, mă aștept să fie o super experiență. Și e relaxant, adică cu... Să pur și simplu stai pe un scaun și te plimbi prin delta și vezi natură. Ce poate să fie mai frumos? Să mâncăm. Da, și eu abia aștept să mâncăm. Ia uite cât de bine arată restaurantul și să mănânci cu priveliștea asta. Super, abia așteptăm. Mergem în față aici să tragem niște cadre și de aici să arătăm priveliștea, cum este să fie aici în pole position, pe primul loc. Papa? Uite, capitanul Iisus acolo. Uite, e un clopot acolo. Oare înseamnă dacă tragi de el că dai de băut la toată lumea, ca la cărciumă? Așa e la cărciumă? Da. Nu știam. Cărciumile americane, așa este. Am văzut eu în filmele americane. Dacă tragi de talangă, dai de băut un rând la toată lumea. Am înțeles. E bine de știut. Celălalt vaporaș cu care am plecat noi este mai în fața noastră, cel cu turul în limba română. Dar până acum nu ne-a explicat nimeni nimic. Nu ne-a povestit, nu ne-a... Da. Așteptam să ne povestească, că pe celălalt vapor începuse să spună despre Delta. Despre... Poate fiecare ghid, fiind mai multe nații aici, pe vaporul ăsta, poate fiecare ghid le povestește grupului lor. A, și e posibil să nu-i fost din partea vaporului, cum ar veni ghidul pe care l-am auzit noi pe celălalt vapor, să fost din partea unui grup care era pe vaporul ăla. Posibil, da. Da, e posibil, da. Să zic? Să nu zic? Zic? Spune. Bine, acum. Zic. Râdeam cu toții, dacă îl urmăriți pe Cristi și Ralu, ține camera spre mine. Păi așa, stai că voiam să, în timp ce vorbești, ca să mă fac, să ne facem înțeleși. Da. Deci, cu toții cei care ne urmăriți, probabil că urmăriți pe Cristi și pe Ralu și știți că Cristi are o problemă cu flexurile și cu bormașina. Tot pe unde merge, dă de flex de bormașină. Ei bine, am și eu bormașina și flexul meu în persoana stimabilei doamne care este în vârful vaporului acolo. Nu se vede, dar eu am pus GoPro acolo să facă un... Se vede. Da? Am pus GoPro să facă un... de-asta, un timelapse. Ei bine, până să pun GoPro acolo, să casere doamna pe el, că era să-mi îndărâme, m-am dus jos în dreapta vaporului, în partea stângă, partea cum ar veni acolo. Să pun acolo. Și era ea și am zis să nu deranjez. Și n-am pus GoPro acolo. M-am venit în partea asta și l-am pus. Ce credeți? Peste 10 secunde a venit să trântit pe aerul condiționat ăsta de aici de sus mare, unde aveam eu GoPro să-mi dărâme în apă. Mi l-am luat de acolo și am plecat. Am venit aici în față să pun să fac și un timeless. Ce credeți? Cum am pus camera acolo, a apărut, nu știu de unde a apărut. În 10 secunde s-a trântit fix lângă cap, a pus piciorul fix lângă camera. Era să dea cu piciorul în ea să o dărâme, că nu e nici prinsă bine în clipsul ăla, nu ține bine, că e foarte subțire tabla asta de care am prins-o. Deci e stres. Dacă mai mă duc în altă parte și mai prind acolo GoPro-ul și iar vine și mi se trântește acolo, nu, e un semn, da. Deci n-ar trebui să-l mai pun acolo că mi-l dărâmă. Mergem și dăm de clopotul ăla ca să-i dăm de băut. Da, să-i dăm de băut.
În rest, atmosfera e foarte liniștită, relaxant, așa, zboară păsări în jurul nostru, nu se prind foarte bine pe cameră. Se aud păsărele, da. De jur împrejur, e foarte plăcut. E super plăcut și e relaxant, e... Uzile! Da. Super frumos. Ne place, da, ne place. Delta Dunării... Bine, noi oricum întotdeauna am zis că suntem îndrăgostiți de Delta Dunării, da, un loc atât de frumos. Și cred că toată lumea și toți românii mai ales ar trebui să... facă un efort, dacă mă gândesc că e un efort financiar să vii încoace, cine știe din ce punct al țării ești, și e un efort financiar și financiar și ca timp să vii în Delta, dar cred că măcar o dată în viață ar trebui să vii în Delta Dunării, pentru că e ceva altfel. E ceva ce nu vezi în altă parte. E wow! Ne-am luat câte o bere de aici. Doar ciuca avea fost semina să ia. Problema este alta. Au sucuri, au vin doar pe hârtie, că nu mai aveau vin în barcă. Problema este că poți plăti doar cash. Da. Și n-am plătit încă, pentru că n-am cash. A luat păuri frumos, Simina. A zis fetii care lupsa cu sus și i-a dat bere. E foarte relaxant și în fața ei să stai acum pe canalul ăsta unde suntem aici, nu bate chiar așa vântul, că pentru că bate vântul sus acolo, să simte, dar e mai adăpost aici, suntem și mai jos un pic față de unde stăm noi acolo sus, unde avem rucsacul. E și cald, și e cald, e plăcut, da. Și se aud păsărele, nu se aude nici foarte tare motorul de aici, se aude foarte slab motorul de aici în față și se aud păsărele, super, e super frumos. Atât de relaxant, wow. Da, deci îți recomandăm să faci o excursie aici, că merită, merită, face toți bani. Foarte frumos. O cioară. Da. Vârta albă? Da, 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 era o cioară. Da, crocodilul are orfie aici? Și ce vrei să spui, că ciorile nu sunt frumoase? Ba da, ba da, da. Întrebam, oare crocodilul orfie aici? Bineînțeles. Fii atent, o chestie interesantă. Stai să filmezi aici ca să vezi, în timp ce vorbesc, să vezi Dunărea, nu pe noi. Eram la Giurgiu, pe terasa unui restaurant plutitor din ăsta pe apă și a văzut Simina un buștean trecând prin apă și intenția a fost prima oară că chiar semăna, a zis să uite crocodilul. Ne-a venit ideea să vedem ce spune inteligența artificială despre treaba asta, ce părere are, pentru că noi ne întrebam cât ar face un crocodil de la Giurgiu până la Sfântul Gheorghe, la vărsarea în Dunăre. Și am pus întrebarea lui ChatGPT, cât ar face un crocodil pe Dunăre, înotând de la Giurgiu până la vărsarea în apă la Sfântul Gheorghe. Și și-a dat seama că nu e o întrebare corectă și ne-a spus că nu trăiesc rechinii, nu trăiesc în rechinii, crocodilii nu trăiesc în Dunăre. După aia am întrebat, ok, cât ai face dacă te-ai urcat pe un buștean și ai călătorit călare pe buștean de la Giurgiu până la Sfântul Gheorghe? Tot ChatGPT l-am întrebat, tot pe ChatGPT, apropo de asta, toată nebunia asta cu inteligența artificială în ultima perioadă, și ne-a spus că și-a dat seama că nu e o chestie normală și ne-a spus că nu este normal să călătorești călare pe un buștean, pentru că este foarte periculos și risc să te înneci. Da. Adică e conștient de chestiile astea. Putea pur și simplu să calculeze o distanță, o viteză, o asta, da. E conștient de lucrurile astea, deci este conștient. Na. Uite păsărele și astea nu sunt cioli. Păsărele, da. Egrete, este egreta albă aia. Foarte multe egrete în Delta Dunării și am văzut acum de curând o știre în ziar că au venit și păsările flamingo, au poposit aici în Delta Dunării, sunt undeva mai departe, spre Sfântul Gheorghe, încolo, noi nu o să ajungem până acolo azi. Foarte tare. Și prietena mea, nebună, ia uitați-vă la ea cum stă. Am zis că nu asta da, uite că domnul ăsta îi face poze. Îi face poze, da, sexy, așa cum stă ea. Da, uite câte berzi acolo, fiată. Le-am tot văzut, au foarte multe cuiburi, berzele, și au deja și pui care sunt destul de mări, ce acum învață să zboare. Da, am văzut pe drum încoace. Uite, sunt unele foarte multe în față, nu pot să dau eu zoom, că asta, camera cu care noi filmăm nu are zoom. Mai avem și piciorul, doamne, foarte multe, da, și mai avem și asta bătrână, e cu piciorul, deci nu e pe treaba ei, pe cuvântul meu, dacă e pe treaba ei, a făcut mai devreme, făcea exerciții de-alea sexy pe aici. Ridica picioarele până la cap, adică nu se cere deloc. Da, și de-alea genuflexiuni, sexy și poziții de-alea, nu, deci nu e pe treaba ei. Și-a lăsat telefonul, cred că iară se pregătește. Da, iar cred că da, să mai facă ceva. Ia uitați-vă la ea. Deci ia uitați-vă la ea. A? Deci nu, mă, e, face de-astea, e schibiții, chestii. Da, ce să zic? L-a pus să-i facă poză. I-a pus să-i facă poză, da. Face. Trebuie să o suportăm, că na, e și ea, e călătoare ca și noi, e bine, colegă de barcă. Face parte din experiență, face parte din experiență, da. Nu vezi chestia asta foarte exact, des. Exact. Să întinde acolo, uite, fii atent, că uite cât de puternică este.
cred că nici nu avem curaj să zicem ceva, că ne bate asta bătrână. Oh, clar. I-a luat pe ăștia, i-a aranjat pe aici, tu stai acolo, tu stai acolo, la stai acolo. Se mișcă și așa ar fi în starele de karate cu piciorul. Da, da. A venit vremea prânzului și aș fi avut curaj să pariem că vine și Coana Mare. Era cât vece să așezi de la masă cu noi? Are bănică, Ștefan Bănică, dacă nu știu. Camera încolo. Da, ca să nu filmez cu fata de lângă tine. Are Ștefan Bănică o melodie care se numește Coana Mare. Cu e beton Coana Mare, l-a înjurat pe Ceaușescu, nu știu ce, avea blog, bla, bla, bla. Deci aia, cred că el pe asta a întâlnit-o, cu Coana Mare asta, și de atunci a scris melodia aia, așa cred eu. Da. Am zis că se așează cu noi la masă, dar nu s-a așezat. Noroc că noi suntem un grup de 7 persoane, cei care am venit din București, și avem masa noastră rezervată, că altfel cine știe. Sunt urmărit de Coana Mare. Avem niște ardei aici și niște apă pe masă. Văd că și niște pahare, până ori da și un pahar de vin, mă gândesc, nu? Nu, cred. V-am zis apă. Că n-au, că am vrut să cumpăr vin pentru să bem noi. Că n-au. Mi-ar fi plăcut un pahar de vin. A oprit vaporul aici, l-a tras undeva, l-a înfipt cu botul în mal, ca să mâncăm să nu ne băltâcâie. Da, ne-am crezut că vrea să întoarcem, dar de fapt aici ne deranjează celelalte borci care vor trece și vor face valuri. Și să mâncăm așa, liniște. Trebuie să vedem ce avem în meniu. Felul 1. Mâncarea noastră de pește de astăzi a început cu o ciorbă de perișoare. Nu sunt de pește, nu? Ba da, sunt de pește. De pește? Da? Da, sunt chiftele din pește. Perișoare de pește. Chiftele. Verișoare de pește. Da, e bine, suntem bucuroși. Cum e ciorba, e bună? Da, e foarte bună, e acrișoară, e perfectă. Să avem poftă. Poftă mare. Și veni și felul 2. It's ok. Ce ați făcut? M-a strupit cu un pic de lămâie și nu se legeam decât picură, mă gândeau. Felul 2. Pește. Uite, farfurile, tacurile sunt de la Veselar. De la hotelul de unde am făcut check-in-ul, cum ar veni pentru barcă. Da. Spune-ne ce pește și cum... Așa avem pește. Pare două feluri. No. Se pare că e de două feluri, cred nu? Cred că doar două bucăți. Ok. Pește prăjit și cartof natur. Miroase bine. Nu dau seama ce pește e. Ia gustă din celălalt. E diferit? Nu, sigur e la fel. Da? Mi se pare ăsta un altceva, parcă. Nu, e la fel. Dar nu-mi dau seama ce pește e. Poate Damian știe. Da. O să-l mâncăm, că e bun și nu e foame. Uite, e plin restaurantul jos aici. Și avem și priveliște. Iar puntea pe care stăm noi e fix asupra. Poftă bună! Ne pregătim pentru momentul adevărului. Pentru prăjii! Damian este foarte entuziasmat cu mine vorba de desert, așa că... Desertul e viața mea! E viața mea desertul! Și o să servim desertul din mers, că uite, a plecat vaporul, de pe drumul către, de întoarcere către Tulcea, și o să mai facem, probabil, cât am socotit, am făcut 2 ore până aici, nu? 2 ore, am stat cam o oră jumate la masă. Filmez sticlele, cred. Te filmez pe tine, stai liniștit. E ora 2, am ajuns la 12:30, cred că cam o oră jumate. Mulțumesc! Arată ca un fel de cremeschmit, că văd că are fructe și crema de cremeschmit, auzi, de diplomat. Filmează-mi pe mine, Simina, când încerc eu această prăjitură de rețeaua, nu dă mie patate mai mare? Nu dă mie patate mai mare? Să dau și pe a mea. Fac neangate în ure. Ure de manțache, ne fac neangate. E cu o spumă așa de ou. E bună. Spumă de ou. Taci din gură, știi tu, Simina. Da, nu știu, am luat pe Damian să vă descrie desertul, că niciodată nu știe să descrie mâncarea pe care o testează. Ia, zi tu de ce e. Nu e spumă de ou? Este o cremă de vanilie. E spumă de ou, Simina. Spumă da? De ou. Începe să aprinde beculețul.
Nu se vede, dar are două farfurii acolo. Mi-am zis că dau lui. Ce se va? Dacă mi-a plăcut spuma de ou, o mănânc eu, că mă sacrific eu ceva. Mă sacrific. Da. E bună spuma de ou. Ce-i bună prăjiturica? Hai să ne fie de bine. O rotă de ou la la poscare de la 1 la 10, mâncarea a fost. Fii sinceră, Simina. Mâncarea a fost bună, adică nu avem ce să-i obiectăm, a fost gustoasă. Doar că noi când ne gândim delta și mâncare de pește, așteptările noastre au fost setate greșit sus. În trecut. Foarte sus, da, pentru că noi am experimentat delta și în alt fel și așa cum spuneam, genul ăsta de experiență, ăsta, exact ăsta pe care îl avem acum când filmăm vlogul ăsta cu vapor din ăsta mare și pe canalele astea mari, nu este genul de experiență pe care o gustăm noi de regulă. Nu ne place în boschetăreală, cu barca, pe canale mici, mai să ne zgârie, cum ziceam, da, să ne zgârie trestia pe față, mâncăm pe la localnici. Da, spuneam că au fost altele așteptările noastre, dar pentru, cred că în general, lumea în general, oamenii în general și pentru tine care te uiți la vlogul ăsta, cei mai mulți oameni, da, probabil că gustă genul ăsta de experiență pentru că preferă, e liniște, da. Adică într-adevăr e foarte relaxant. Stai nu pe barcă. Nu ai niciun fel de stres. E ok. Nu dar te a fost gustoasă, nu avem nimic de obiectat. Nu adică te taie asta pe față, cum îi spune, trestia pe față, dacă te urci în barcă de aia mică, cu vaporul ăsta e ok. Da, scuză-mă că te-am întrerupt. Ne vreau să zic că aș fi locuit cartofii natur, totuși, cu orice altceva. Mămăligă aș fi fost. Mămăligă, da, adică pește, mămăligă, da. Muștei. A, bine, pește se servește cu cartofi natur. Nu mai zic și eu. E așa, da. Făcea mama când era mic, mai pește natur, de ăsta, cartofi natur cu pește. Șaloc cu parmezan. Șaloc cu parmezan a fost, apropo, peștele a fost șaloc cu parmezan. Chiftelele de pește, chifteluțele de pește au fost din șalău și ceva somn, zic eu, după gust. Da. Iar prăjitura a fost din spumă de ou. Simina, să nu zici nimic, da? Spumă de ou. Bun, din spumă de ou. Și acum o să le nevim iar pe scaunele astea pe aici, mai la umbră, mai la soare, până ajungem înapoi în tot. Da, teoretic mai avem 2 ore să ajungem înapoi în port. 2 ore de frecat delta, uite, la umbră, natură, liveliște. Ce poți să-ți dorești mai mult? Vai, păcat că nu se aude pe cameră, n-aveți cum să auziți ce auzim noi, pentru că la valiere și la. Dar e un sunet atât de plăcut. Și uite, ai impresia că treci într-un tunel, așa, și pe parte și pe alta sunt sălcii. Mărginesc canalul ăsta. Da. Noi mergem așa, ușor încolo. Foarte frumos și relaxant. Poate ne ia somnul, că ne-am trezit de la 4, poate adorim aici, ne car oamenii ăștia în brațe până la mașină. Gata, tura noastră, vaporul. Am ajuns la locul de unde am plecat, de la hotelul Delta. Noi am parcat gen acum 2 minute și a mai venit încă un vapor cel care a plecat înaintea noastră. Și cerca să ancoreze lipit de noi cum am fost când am plecat și îi spunea domnul care ne-a ajutat să coborâm capitanului și spunea dacă vine la cu viteză și se mișcă schela, să-i spui să mai stea un pic. Ce să mai stea un pic, că ne tăvăleam până apă până să mai stea un pic. Mă rog, da. Mergem la mașină și mergem spre casă. Deci partea bună am spus-o de câteva ori, adică nu ne mai interesează pe noi, ajungem, urcăm în mașină, o să tragem și un pui de somn. Eu cel puțin mi-am propus să trag și un pui de somn. Pentru că ne-am trezit la 4 dimineața, da. Merităm. Hai să căutăm, era un magazin aici, să luăm o sticlă de apă. Da. Și după aia ne urcăm în mașină. Ne-am luat o apă, ne-am luat și un suc de ăsta de care n-am mai băut până acum, Fanta cu strugure și mai știu ce. Și să mergem înghețată. La mașină și înghețată, da. O să mergem la mașină și o să încheiem vlogul când ajungem în București, adică pentru tine o să dureze câteva secunde. Pentru noi un pui de somn. Bye! Și gata, excursia! Și gata, am dat cu lopata, am ajuns în București, ne-a lăsat mașina, așa cum am zis, te lasă aproape acasă. Da, am ales să coborâm aici, să nu mai mergem la universitate, pentru că ne e mai ușor de aici, ajungem mai repede acasă și pentru să ne comandăm. Pentru că e mai aproape, da.
Cam despre asta a fost ziua de astăzi. Sperăm că ți-a plăcut vlogul. Dacă vrei o excursie de pe Get Your Guide, link-ul aici în descriere. Chiar dacă nu-ți iei o excursie de pe Get Your Guide, noi te încurajăm să vizitezi Delta Dunării, pentru că este un loc unic în lumea asta și este un loc superb și pe noi ne farmecă de fiecare dată când ajungem în Delta. Așa este. Știu că sigur ai auzit lucrul ăsta de 11.000 de ori, dar dacă nu te-a convins până acum nimic, ar trebui să faci pasul ăsta, sigur nu o să regreți, îți promitem noi. Asta a fost vlogul nostru de azi. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul YouTube, trebuie să o faci pentru că este gratis și e mișto. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo, iar până data viitoare, salutare! Salutare.